După cum ați văzut în live-ul de dimineață, ați văzut că am alergat după legume, după ardei mai ieftin, după ardei ieftin, mango și ce am mai căutat? Și avocado, uite ce am găsit. Ați văzut prețurile, erau 2 euro și ceva kilogramul de ardei la aprozar și uite ce ardei am găsit eu la 1 euro kilogramul. Uite. Nice. Din ăștia pot să fac și ardei umpluți. Mi-a dat tipul de la Prozar câteva bucăți de ardei super faine. Astea erau inițial la ofertă. Uite că ăștia sunt mai mici. Dar i-am ales pe cei mai frumoși. Merge super. Am dat 1 euro kilogram, pe kilogram. Am luat și mango cu 1 euro kilogramul. Am o grămadă, ia uite câți am. Mi-am luat 3 kg și ceva de mango. Super. Nu sunt fleșcăiți, nu sunt amărâți, nu sunt degerați, nu sunt nimic, sunt super. Nice. Am luat, uite ce am găsit, tot așa. Am făcut o mare afacere, uite câte două mănunchiuri de leuștean am aici, o să-l spăl, îl toc și îl bag la congelator. Arată super, ia uite ce gros e. E primul aprozar în care văd dita mai legătura de leuștean, în general ele fiind mici, ca să-ți ia bani mai mulți. Mi-am luat și două legături de mărar, tot 1,30 € de la 1,50 €. Uite ce mi-a făcut cadou domnul, fiind tare amabil, mi-a dat dita mai mănunchiul de pătrunjel, super. Am luat și avocado, ați văzut că erau 2 euro bucata de avocado în unele aprozare, 5 euro kilogramul. Eu am luat și tipul ăsta avea tot cu 2 euro bucata, dar eu am luat din ăsta mai necopt cu 3 euro kilogram. Ce am mai luat? Așa. Am luat și două verzici să fac cea mai ieftină varză posibilă, era cu 1 euro kilogramul, am luat-o și pe asta la ofertă. Și cam asta e, cam asta e. A, roșii, stai că am fost și după roșii. Ia uite. 1 euro kilogramul de roșii, uite ce frumoase sunt. Super, că le-am dus doar o săptămână asta. Nice. Să facem pâine cu tomate și cu hamon. Super. Mi-am cumpărat și aici vreo 2 kg. Și cam asta e ce am cumpărat pe două live-uri pe care le-am făcut. Astăzi, sâmbătă, nu știu cât încă suntem, dar mă rog, sper să-ți placă alergătura mea și ce am găsit din ea. Mă rog, în fine, m-am zăpăcit de tot. Hai, ceau, ne vedem la rețeta următoare. Te pupă, fata!